Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare pentru a da citire cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum stă el scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 42 până la versetul 47. Fapte 2, de la 42 la 47, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, Înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dați-i voie ca și eu să felicit Biserica Betania, pe pastorul Luigi Mițoi, portul pastoral, Comunitatea Chicago pentru această frumoasă convenție. Domnul să vă binecuvinteze și în numele Bisericii Agape din Iorba Linda, în numele meu personal al soției mele, Ionela, frate fratelui Sandu, sora Lidia, Sandu Danciu, care sunt prezenți aici la convenție și alți frați, să vă binecuvântăm în numele Domnului. Din inegalabila, frumoasa, California și însorita California. Chicago este cel mai frumos oraș, odată la patru ani, când este convenția de Labor Day. Dar California este pe primul loc și sper să mă iertați pentru ce am afirmat. Amen? Mi-a căzut în această seară această sarcină de a predica despre închinare. Vorbim despre închinare și este un subiect deosebit de dificil, deosebit de important, de fapt. Închinarea este misiunea supremă a bisericii și acesta este și titlul mesajului meu din această seară. Ce misiune mai importantă are biserica decât închinarea? Am fost creat să ne închinăm, suntem aici să ne închinăm, când ne ducem la biserică întotdeauna ne ducem să ne închinăm, nu-i așa? Închinarea este importantă deoarece avem controverse din cauza ei. Controverse în ceea ce privește relațiile dintre biserici, dintre denominații. Controverse chiar și în familie. A.W. Tozer, omul acesta, spunea în mod profetic: Închinarea este juvaierul lipsă din bisericile evanghelice moderne. Și aș vrea în această seară să ne uităm pe marginea acestui text pe care am să-l folosesc ca și un ghid doar și să punctăm câteva lucruri despre închinare. Și, în primul rând, aș vă dori să vorbesc despre prioritatea închinării. Despre prioritatea închinării. Închinarea este prioritară. Este misiunea supremă a bisericii, așa cum am spus, dar aș vrea în primul rând să vedem că închinarea este invenția lui Dumnezeu. Și folosesc cuvântul invenție deoarece copiii noștri, tinerii noștri, și în această seară am înțeles că trebuie să mă adresez în special la o audiență de tineret, copiii noștri au fost învățați că Dumnezeu a fost inventat de către oameni și tot oamenii au inventat închinarea. Nu e adevărat, frați și surori. Închinarea a inventat-o Dumnezeu. Închinarea și are originea în cer. De ajuns este doar să, să pomenesc aici Apocalipsa, capitolul 4, versetul 9, unde vorbește despre cele patru făpturi vii, despre cei 24 de bătrâni care cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Închinarea așa are originea în cer. N-a inventat-o nici biserica ortodoxă, nici biserica catolică și nici biserica penticostală. Închinarea este de fapt ceea ce noi aducem înaintea Domnului, pentru că și numai El este vrednic de închinarea noastră. Frașii și surori, Dumnezeu nu are nevoie în mod deosebit de închinarea noastră pentru că El există și este suveran. El este și fără închinarea noastră. Dumnezeul nostru nu este într-o criză de personalitate. Dacă noi nu-i aducem închinarea, atunci El nu mai poate exista. Dar Dumnezeul nostru poruncește închinarea. De aceea, dragii mei, în această seară. Aș vrea să ne amintim că ce închinarea este invenția lui Dumnezeu, originară din cer. Suntem creați de El și dacă nu ne închinăm, vom uita de El. Pentru că noi prin ființa noastră, prin creația noastră, prin modul în care am fost creați, avem această tendință să ne închinăm. Dacă nu ne închinăm Domnului, ne vom închina altcuiva sau altui lucru. Aș vrea să privim mai departe la intenția lui Dumnezeu. Ce intenție are Dumnezeu atunci când ne închinăm? Este să privim în adorare, să-l vedem cine este El, să-l cinstim pentru ceea ce a făcut El. Dar, de asemenea, Dumnezeu în închinare face ceva în Ființa noastră. Noi, în închinare, îl adorăm, îi adorăm, adorăm persoana Lui. Dar, în închinare, se întâmplă ceva. Persoana noastră este transformată. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, Slava Domnului și suntem schimbați cu același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Intenția Domnului este proslăvirea persoanei sale, dar de asemenea intenția Domnului este pregătirea noastră pentru cer. Tot A.W. Tozer spunea următorul lucru: pot spune fără ezitare, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că oricine de pe pământul acesta care este plictisit sau nemulțumit la închinare nu este gata pentru cer. Și aș vrea să te întreb în această seară, ești gata pentru cer? Pentru că în cer va fi închinare, slăvit să fie Domnul. Închinarea este invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu are o intenție, El vrea să fie glorificat, El așteaptă ca noi să fim transformați în închinare, dar Dumnezeu are o pretenție, frați și surori. Dumnezeu dorește închinarea, însă Dumnezeu are pretenția Lui. Satana întotdeauna a vrut să fure închinarea. Și dacă n-a putut să o fure, atunci încearcă să o falsifice. Cum ne vom închina? Care este pretenția lui Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi când venim în închinare? Dumnezeu așteaptă de la noi ca să ne închinăm în Duh și în adevăr. Amen? Așa a spus femeii de la fântână, samaritencei. Noi avem această tendință ca și femeia. Doamne, unde? Aici sau acolo? Avem tendința să comparăm. La care biserică merge? Aici sau dincolo? La care? Și Domnul Iisus Hristos vrea să spună, hei, în Duh și în adevăr. Domnul să ne ajute să ne închinăm în Duh și în adevăr. Haideți să ne uităm mai departe la particularitățile închinării, pentru că e foarte ușor să spun că în și în adevăr, dar haideți să ne uităm puțin la câteva detalii despre închinare. Care sunt particularitățile închinării? În primul rând, închinarea este concepută sau începută în templul personal. În trupul meu și în trupul tău. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, fiecare era plin de frică. În context vedem că erau 3.000 de oameni, peste 3.000 de oameni care au primit cuvântul lui Dumnezeu, exact cum am fi noi aici. Ei, ca individ nu mă pot ascunde în mulțime, pentru că cuvântul lui Dumnezeu mă identifică și te identifică pe tine. Fiecare! Închinarea începe de la mine, din trupul meu, închinarea începe din ființa mea. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 3 cu 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt locuiește în voi? Închinarea începe înăuntrul meu și în lăuntrul tău. Trupul meu și trupul tău este un sanctuar portabil, mobil, în care în fiecare zi, în mod continuu, experimentez continuu prezența lui Dumnezeu. De acolo începe închinarea. Nu doar ce facem aici. Închinarea începe aici, în inima mea. Apostolul Pavel spune în Roman 12, cu 1 și apoi 2 Vă de fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Închinarea implică întreaga mea ființă, întreaga ta ființă. Și cu aceasta ajungem la definiția închinării. Cum definim închinarea? Și sunt atâtea definiții. Cea mai frumoasă, însă, cea mai frumoasă definiție și... Chiar vă îndemn când mergeți acasă, căutați-o pe internet. William Temple, arhiepiscopul de Canterbury, spunea odată: Închinarea este predarea întregii noastre ființe lui Dumnezeu. Este trezirea conștiinței noastre în prezența sfințeniei lui. Hrănirea minții cu adevărul său. Curățirea imaginației noastre de către frumusețea lui. Deschiderea inimii la dragostea lui și supunerea voinței noastre planului său. Toate acestea, spunea el însă, înălțate împreună în adorare, cel mai altruist sentiment de care ființa noastră este capabilă. Frași și surori, fiecare fibră din ființa noastră, tot ceea ce avem, sentimentele noastre, voința noastră, tot ceea ce suntem, trupul nostru, totul participă în închinare este trist și chiar mă amuz când aud pe alți frați din alte denominații cum, care ne acuză că suntem prea sentimentale în închinare. Se pare că există undeva, înainte de a intra la biserică, în biserica lor, un cabinet special unde se duc și își fac anestezie la sistemul nervos ca să nu simtă nimic când vin la biserică, nu? Închinarea Cuprinde și implică întreaga mea ființă și sentimentele noastre și tot ceea ce avem. Și haide să nu ne fie rușine, să ne exteriorizăm în închinare. Amen. Închinarea începe în trupul personal, în templul personal, apoi închinarea continuă în templul familiei. Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici: frângeau pâinea acasă. Frângeau pâinea acasă. Dacă închinarea mea este numai de ochii lumii, dacă închinarea mea este numai la biserică, dacă închinarea mea este numai pe scenă și nu continuă acasă, dacă copiii mei, soția mea, văd în mine că mă închin numai de ochii lumii, degeaba vin la biserică să mă închin. Pentru că închinarea începe în inima mea, apoi închinarea continuă în familia mea. Avram și Isaac, nu? Este primul loc în Biblie în care se pomenește cuvântul închinare. Altarul familiei este deosebit de important. De aceea închinarea începe în templu personal, continuă în templul familiei și apoi închinarea este confirmată în templul Domnului. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Frați și surori, am spus confirmată. Pentru că atunci când ne strângem împreună, noi de fapt confirmăm ceea ce facem în fiecare zi. În viața noastră personală, în casa noastră și când venim la templu, atunci, sigur că da, închinarea noastră este confirmată și prinde putere și este o atmosferă extraordinară. În biserica primară, cei ce au primit pe Domnul nu mai puteau sta acasă. Ați auzit frații și surori? Cei care l-au primit pe Domnul, cei care se închină. Ei nu mai pot să stea acasă. Dacă este serviciu divin la biserică, ei vin la biserică. Ei nu stau pe internet sau să uită la televizor. Se spune că un om a visat că a murit și a bătut la, poșta, la poarta raiului și a spus, vreau să fiu lăsat înăuntru. Și a fost întrebat, auzi, dar pe ce bază vrei tu să fii primit în cer? Și spune el, well, în fiecare duminică mă uitam la televizor și la internet, ascultam o predică. Și i s-a răspuns, am sorry, dar nu poți să intri, dar de acolo de unde o să-ți petrești tu veșnicia, poți să te uiți la televizor în fiecare duminică și să vezi ce se întâmplă în cer. Vedeți? Nu poți să, să înlocuiești părtășia fraților și închinarea aceasta în comun cu nimic în lume. Cum era închinarea bisericii primare, era în duc și în adevăr, spune ei stăruiau în învățătura apostolilor, era adevărul scripturii. Dar unde este Duhul, frate Crinișor? Citiți contextul și o să vedeți că era o comunitate care tocmai a avut parte de revărsarea Duhului Sfânt. Ce anume făceau ei când când se întâlneau? Așa ar fi fost de bine dacă ne spunea acolo când se întâlneau, ei stăruiau în predică, în cântarea de cor, în fanfară, în orchestră, în grup de închinare, în rugăciuni în comun sau nu rugăciuni individuale, pe rând, dar nu ni se spune acest lucru. Ni se spune ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Există o dimensiune verticală a închinării. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, este cuvântul lui Dumnezeu, și în rugăciuni. Și apoi există o dimensiune orizontală a închinării, în legătura frățească, în frângerea pâinii. Este foarte interesant când ne adunăm să ne închinăm împreună Domnului, ne și zidim unii pe ceilalți. Aceste două dimensiuni, verticală și orizontală, nu pot fi separate. Noi vrem să le separăm, dar nu pot fi separate. Nu? Dacă închinarea mea nu se vede în legătura pe care o am cu frații, atunci degeaba mă închin, nu e așa? De asemenea, dacă venim la biserică și avem numai părtășie fără închinare, nu ne mai deosebim cu nimic de oricare club la care plătim contribuția lunară și ne zâmbim când ne vedem unul pe altul. nu e așa? Biserica primară despre care noi vorbim Biserica primară avea aceste două dimensiuni, dimensiunea verticală și dimensiunea orizontală. Și o să ne ajute Domnul să nu uităm niciodată de cele două dimensiuni. Avem legătura cu Domnul și uitați ce frumos, zice învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și apoi rugăciunea. They are sandwiched together. Dimensiunea verticală este cea care primează. Acestea sunt câteva particularități ale închinării. Ea începe în trupul meu, ea continuă acasă și apoi este confirmată aici, în templu. Și haideți să ne uităm în ultimul rând la provocările închinării. Închinarea are niște provocări, mai ales pentru noi. Pentru că este ușor de predicat despre închinare, mai greu de practicat. Închinarea are provocările ei și noi, ca și comunitate românească, de aici, din diaspora, din America, știm despre lucrul acesta. Și aș vrea să punctez trei provocări pe care le avem, trei pericole care ne pasc pe noi, ca și biserici române în America. Suntem în pericol de a sacrifica închinarea, în primul rând, pe altarul preferințelor personale. Este ceea ce teologii numesc închinare subiectivă, adică direcționată spre nevoile închinătorului, în contrast cu închinarea obiectivă, care este direcționată în exclusivitate spre Dumnezeu. Când venim la biserică și ne impunem propriile noastre preferințe, cădem în capcana idolatriei, frați și surori. Este cea mai subtilă formă de idolatrie. Eu nu pot să vin la biserică cu mofturile mele la închinare. Închinarea nu este menită să mă satisfacă pe mine sau pe tine. Închinarea este menită ca să-i dea slavă lui Dumnezeu, amin. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni 3 cu 16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Și apoi ne spune ce se face la închinare. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări dovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Există varietate în închinare. Dar nu înseamnă că vin eu și mi-impun preferințele mele. Dacă nu e așa, atunci n-a fost închinare în această seară. Nu, nu, nu. verifică atitudinea cu care ai venit la biserică. Și nu pune preferințele tale deasupra a ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi ca și biserică și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, în al doilea rând, o a doua provocare pe care o avem noi ca și biserică este sacrificarea închinării pe altarul performanțelor personale, profesionale. Sacrificarea închinării pe altarul performanțelor profesionale. Știți ce înseamnă aceasta? Când lăsăm închinarea pe seama altora. Ce vrei să spui, frate crinișor? Că Dumnezeu nu cere pregătire, nu vrea Domnul să aducem lui cei mai buni, o oh, ba da. Dumnezeul nostru merită ce este mai bun. Sunt ferm convins că noi creștinii trebuie să avem cei mai talentați muzicieni și cei mai talentați oratori, amen? Dar dacă ne obișnuim doar să privim cum alții cântă, cum alții predică, cum alții se roagă, iar noi suntem spectatori, de fapt, frași și sărori, noi nu ne închinăm. Tot serviciul de închinare devine doar un spectacol. Și haideți să recunoaștem că trăim într-o societate orientată înspre televizor și radio, înspre internet. Și am fost învățați să fim spectatori și nu participanți. Din această cauză, bisericile noastre riscă să devină săl de spectacol, în care păstorul este actorul principal, iar muzicienii sunt staruri. N-ar trebui să ne mire atunci faptul că, de fapt, credinciosul când vine, după o vreme are tendința să schimbe canalul, adică să schimbe biserica, să se ducă altundeva, unde există un actor mai bun, unde există alți artiști mai buni, sau unde poate el vrea să fie unul din actorii aceia. Doamne, păzește-ne de sindromul acesta! Pentru că în închinare nu pot să fiu spectator. Eu trebuie să particip. Este foarte este foarte tentant să punem accentul pe performanță cu scopul de a impresiona pe oameni și nu de a adora pe Dumnezeu. Sau să ne scoatem noi în evidență prin manifestări forțate care să atragă atenția asupra noastră. Am auzit pe cineva spunând, frate, zice eu nu mă pot închina. Zice ridică cineva mâinile lângă mine. Deci atrage atenția asupra lui. Și am zis, nu atrage atenția asupra lui. Auzi, când președintele Statelor Unite sau orice președinte vine și se coboară din avion, îi vezi pe soldați toți cum salută. Atrage soldatul atenția asupra lui când vine președintele? Oh, nu! Oh, nu! Din potrivă! Îl onorează pe președinte, frați și surori. În momentul în care ne ridicăm mâinile spre cer, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, nu atragem atenția asupra noastră, ci îndreptăm atenția oamenilor asupra lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. O a treia provocare și ultima provocare pe care o avem, este sacrificarea închinării pe altarul particularităților culturale. Sacrificarea închinării pe altarul particularităților culturale. Și aceasta este poate cea mai mare provocare a bisericilor române din diaspora. Și numai să știți bine la ce mă refer. De-a lungul istoriei, închinarea a fost contextuală în ceea ce privește forma. Cu alte cuvinte, a ținut în ceea ce privește forma de cultură a poporului dar a fost contraculturală împotriva culturii în ceea ce privește conținutul. În momentul în care cultura alterează conținutul închinării noastre. That's not worship. Asta nu este închinare. Dar închinarea este contextuală. Dacă ne am duce acum la o convenție a bisericilor, știu eu, din Ghana. Cum credeți că ar cânta? Ce fel de melodie ar avea? Bineînțeles că ar ține cont de contextul bisericilor africane, nu-i așa? Și am aici în față un misionar din, din, din Africa, fratele Gabi. Cum vor fi serviciile noastre? Ca în România sau ca în Statele Unite? Dacă vor fi ca în România, atunci după ce regiune ne vom lua? După Banat, că Banatul-i fruncea? După Ardeal, ca la noi spre lungi? No, hai! Sau după Moldova. După care ne-a mai luat? Frași și surori, cea mai mare problema noastră nu este tradiția. Noi spunem, domnule, e atâta tradiție în biserica română. Let me tell you something. Tradiția în sine nu este ceva rău. Pentru că tradiția are valorile ei. Și aceste valori vrem să le transmitem tinerilor, valorile pe care le-am adus. Problema nu este tradiția. Problema este tradiționalismul. Tradiționalismul are de-a face cu forma, tradiția are de-a face cu valorile și cu conținutul. Wirsby, spunea Warren Wirsby, tradiția este credința vie a celor morți. Am învățat de la bunicu și am învățat de la tata să mă închin și să-l iubesc pe Domnul. Și tot ai învățat la fel, nu-i așa? Aia e credința vie a celor morți. Tradiția, tradiționalismul este credința moartă a celor vii. Yes? Maybe you don't agree with me. Tradiția este credința vie a celor morți. Tradiționalismul este credința moartă a celor vii. Și dacă ne ținem cu amândouă mâini de tradiționalism, atunci avem, am intrat într-un impas foarte mare. Ok, frate Cnișor, ce limbă vom folosi în serviciile noastre? Doar limba română? Frașii și sorori, aș vrea tare mult să știu și am studiat puțin Noul Testament și continu să, să studiez. Oare în biserica din Roma, unde erau și evrei și romani, în ce limbă se predica și se cânta? Ce ziceți? În latină? În aramaică? Sau în greacă? Pentru că Pavel scrie epistola lui în limba greacă, nu-i așa? Ce vom face cu tinerii noștri care au un vocabular foarte limitat al limbii române? Și vă pun o întrebare. Este normal oare să le cerem să se vorbească părintelui Ceresc în românește, deși ei ne vorbesc nouă în engleză? întreabă Dacă îi permiți să-ți vorbească în limba engleză și n-ai ce face, îi permiți? Este normal să îi impui să vorbească tatălui Ceresc în limba română? Răspundeți singur. Vreau să vă dau o veste bună. Dacă există o biserică ce poate rezolva această dilemă, atunci, cu siguranță, biserica pentecostală trebuie să fie. Știți de ce? Pentru că în ziua cinzecimii s-a întâmplat ceva, nu-i așa? În ziua cinzecimii, toți care vorbeau diferite limbi au început să se înțeleagă. Și cum o să fie, frate Crinișor? Nu știu, Duhul Domnului El știe, amin? El ne va da înțelepciune, că noi suntem călăuzi de Duhului Dumnezeu. Și, apropo, Domnul înțelege și română, și engleză, amen. Oh, yes, he understands that. Un pastor avertiza odată, trebuie să fim foarte atenți la modul de închinare, pentru că de închinare depinde viitorul Bisericii noastre. Biserica are această misiune supremă de a crea contextul în care oamenii să-l întâlnească pe Dumnezeu. Când vin la biserică oamenii, când vin tinerii și toate generațiile, trebuie ca aici să-l întâlnească pe Dumnezeu. Trebuie ca aici să se poată să, simt, să se simtă liber, să-i dea gloria lui Dumnezeu. Și mă rog ca bisericile române din diaspora, de oriunde ar fi, să înțeleagă această provocare extraordinară pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Haideți! haideți să creem acest cadru. Haideți să-L lăudăm pe Domnul, haideți să-L glorificăm pe Domnul. Vă dau o veste bună, închinarea nu se va sfârși niciodată, Slăviți să fie numele Lui. Și Dumnezeu ne dă un crâmpei din ce se întâmplă. Apocalipsa 7 cu 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, de orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas Stare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și al mielului slăvit să fie numele Domnului. Cel rău nu o să ne fure închinarea. Cel rău va încerca să falsifice închinarea, dar nu va reuși. Și-aș vrea să te întreb în această seară, are you gonna be there? Are you gonna be there in heaven to worship with all the children of God? To adore Him, to give Him praise? May God bless you! And make this day the day of your decision. Amen.